plin de tot felul de prejudecăți ca orice oraș mic, ca să iau contact cu cei din generația mea. Nici eu, ca Marta, nu conștientizam atunci că fac parte dintr-o generație 80, urma să își dezvolte un program foarte serios. Fugeam fie la Iași, fie la Târgu Neamț, unde după ce la București s-a interzis Cenacul de Luni, a avut să desfășoare de an un colocviu național de poezie, din 84 până în 88, când a fost interzis, unde mai toți din generația 80 venea și spunea acolo poezia sau părerea despre această generație. Mai puțin am venit la București, mă speria oarecum Bucureștiul. După 89 am venit mai des și am cunoscut mulți dintre poeții generației 80. După 89 am inițiat care o colecție vrând să adun în această colecție la Botoșani, la editura AXA, la Steaua Poeți 80-iști, în care am publicat 80 de poeți 80-iști, unii evident într-o formulă care încă nu îi definește în cadrul generației, dar cei mai mulți poeți extraordinari ai generației 80 și, desigur, în acel oraș, la Botoșani, am inițiat și Premiul Național de Poezie și pentru opera Omnia Dapen și pentru opera Prima, că s-a spus aici despre generația 2000, generația mai nouă, că ne refuză sau nu ne citește sau, eu știu, ne ignoră. Eu cred că nu este chiar așa. Poeții acestei generații au trecut de la Doru Mareș, care este un 80-ist veritabil, până la mai tinerii, sau Stoiange Bogdan, ultimul care a luat anul acesta premiul la Botoșani. Țin oarecum în contact și continuă ceea ce am început noi, oferindu-le de un scriitor 80-ist cum sunt eu, lor o portiță de afirmare prin acest premiu, care chiar înseamnă ceva. Nu este un premiu dat, eu știu, zonal, ci este un premiu acordat de un juriu național cu profesori și critici literari din centre universitare importante, legitimând astfel o valoare în care ne punem speranțe. Cam asta a fost, așa pe în linii mari, ceea ce s-a putut face într-un oraș mic ca Botoșani, dar cu perspective destul de mari, fie ca Iași sau București sau Cluj sau mai departe. Mulțumesc!